TV live. Anul acesta a fost dinamic cu noi, cei care lucrăm în acest spital. Văd că fiecare lună înseamnă un eveniment deosebit. După ce luna trecută, Compania Națională de Investiții a semnat contractul pentru construcția de extindere a Spitalului Municipal de Urgență Moinești cu 1100 de metri, atunci când fața spitalului deja se pregătește terenul pentru începerea acestei construcții. Astăzi e iar un lucru deosebit, care a fost prefațat de două ședințe de Consiliu, una Consiliul Local Marți și cealaltă Consiliul Județean Miercuri, care în aceste ședințe s-a aprobat parteneriatul între Consiliul Județean Bacău, Consiliul Local Moinești și Spitalul Municipal de Urgență Moinești, în vederea realizării proiectului de reabilitare a propriului operator ASET. Este un proiect de suflet al meu, trebuie să o recunosc, sunt în primul rând chirurg. Un proiect în care, de data aceasta, am avut concursul, în special al Consiliului Județean Bacău, din cum să auziți și procentul, și al Consiliului Local Moinești. Ne bucurăm că sunt aici, în spital, după o perioadă mai lungă de timp, tot cu ajutorul acestor parteneri, iar trebuie să dau cei al Cezarului, al lui, în sensul că Consiliul Județean Bacău a avut o participare deosebită pentru realizarea compartimentului de primiri urgențe și pentru reabilitarea compartimentului de recuperare medicală. Trebuie să vă anunț că spitalul nostru are în continuare încă 7 proiecte care se găsesc în diferite stadii destul de avansate de implementare. Un proiect este extinderea blocului materno-infantil. Sunt proiecte de dotare în continuare cu aparatură medicală prin parteneria cu Banca Mondială și Ministerul Sănătății. Și încă un proiect din resurse proprii. Așa cum a început anul, sper în decembrie să putem inaugura și obiectivul acesta al Companiei Naționale de Investiții și, în mare parte, și acest proiect pentru care ne găsim astăzi. Chiar dacă o să spun și la final, spun și acum, în numele colectivului de cadre medicale din Spitalul Municipal de Urgență Moinești, mulțumim domnului președinte al Consiliului Județean Bacău, domnul Sorin Brașoveanu, mulțumim domnului fost președinte al Consiliului Județean Bacău, în mandatele dânsului, să nu greșesc, că am realizat foarte multe lucruri. Bineînțeles, salut și pe domnul primar al municipiului Moinești. După 4 ani de zile este alături de noi, fiindcă înainte alături de noi a fost într-adevăr domnul senator Viorel Ilie. Și salut și cei doi reprezentanți ai Parlamentului României, domnul deputat Șova, domnul senator Smarandache. Urmează în continuare, aveți dumneavoastră cei doi reprezentanți ai... Cred că aș fi mai bine, în gază, o să adresez câteva cuvinte la final. Haideți, domnul președinte, dumneavoastră, sunteți reprezentantul Consiliului Județean și al
celor care beneficiază de servicii de acest spital. Spun acest lucru că mare parte din pacienții acestui spital sunt din județul Bacău. Procentul este de 72%, pacienți din Măinești 18% și din alte județe restul. De aceea vă rog pe dumneavoastră și la final voi avea și o interviu. Onorat prezidiu, salut prezența aici, echipa de medici și de cadre medicale sub bagheta magică a domnului manager, doctorul Pătrâleț, care ne-a dat acest prilej de fiecare dată să venim în sprijinul echipei, în sprijinul comunității de a susține investiții în sănătate. Așa cum a prezentat în ultimii 4-5 ani de zile, 6 ani de zile, aici s-au făcut investiții importante și cu sprijinul Consiliului Județean. Consiliul Județean, după investiția în infrastructura aeroportoară și rutieră, este procentul cel mai mare pe care în ultimii 3 ani de zile, sau 4 sau 5 ani de zile, îl alocă. Deci, 175 de milioane de euro în investițiile în infrastructura aeroportoară și rutieră, 81 de milioane de euro în investiții în infrastructura de sănătate. Atât când vorbim de Spitalul Județean Bacău, care este sub ordinea Consiliului Județean, de Spitalul Municipal din Onești, de Spitalul Municipal din Moinești, de Spitalul Orășenesc din Buhuș. În toți acești ani, Consiliul Județean a fost aproape și a sprijinit prin obiective. Din ăștia 80 și ceva de milioane, 81 de milioane, vreau să vă spun că 17 milioane sunt din bugetul propriu al Consiliului Județean. Restul, cofinanțare, am fost alături în parteneriat sau în asociere cu unitățile administrativ-teritoriale și cu spitalele din județ pentru a atrage finanțări din surse guvernamentale și din surse din fonduri europene. Din surse din fonduri europene și guvernamentale sunt în ultimii 3 ani peste 50 de milioane de euro atrași, bani care sunt astăzi, o parte sunt finalizate din investiții, o parte se află în derulare. Nu am să fac o trecere în revista tuturor investițiilor care se întâmplă acum la Spitalul Județean și anul acesta. La Spitalul Municipal din Onești, unde acum 3 ani de zile s-a finalizat noua unitate de primire urgențe de acolo. Următoarea investiție de la Onești am fost 4 secții de la spital reabilitate. Anul trecut pe investiții și continuate anul acesta la stația de ambulanță și pe fonduri europene, partea de cofinanțare, unde mâine o să semnăm și acolo o asociere. Ne-am alăturat unității administrativ-teritoriale de a susține partea de cofinanțare. Iată, aici vin să completeze, practic, investițiile făcute în ultimii 10 ani de zile la Spitalul Municipal cu această solicitare la blocul operator, cele 4 săli de operație. În Consiliul Județean a fost aprobat în unanimitate această asociere. Alaltă ieri am avut ședința, astăzi trecem practic la fapte, semnăm asocierea și banii sunt prinși în bugetul Consiliului Județean de aloca. E vorba de vreo 3.800.000 și ceva de mii de lei, bani pe care Spitalul Municipal îi va cheltui pentru a moderniza și a aduce la standardele din sănătate aceste noi secții. Poate mai trebuie să menționez faptul că anul trecut Consiliul Județean a recuperat aproximativ 9 milioane de euro din ceea ce a investit în ultimii 4-5 ani în sănătate în județul Bacău. La Spitalul Județean de Bacău, la Onești, la Moinești, bani care s-au întors înapoi în
județ din fondurile europene, ceea ce nu este un lucru puțin și de altfel ei se regăsesc în continuare în investiții. Ceea ce iarăși vreau să, în bugetul Consiliului Județean de anul acesta, 65% din buget merge spre, sunt repartizați și a fost aprobat bugetul pe investiții, motorul de dezvoltare economică a județului nostru. De altfel, din strategie reiesă ca o primă condiție pentru dezvoltare, conectivitatea, de aceea se investește mult la, poate nu suficient, la aeroport și prin noul document, mă refer aici la planul urbanistic zonal la aeroport, generează noi proiecte care în următorii 20-30 de ani va conduce la un pol de dezvoltare economică a județului și a regiunii nord-est și conectivitatea rutieră, sigur, spre drumurile europene, Europa 85, spre centura Bacăului, dar și spre viitoarea autostradă a 13, care din ce în ce, iată că spre deosebire de acum 2-3 ani s-au făcut pași importanți și o să e important lucrul acesta și o să domnul eurodeputat Dragoș Melea o să menționeze mai multe în sensul acesta, mult mai multe informații și cu domnul deputat Șoia, care sunt direct implicați în acest proiect amplu, care ne regăsim cu toții aici. Cam atât. O să procedem mai apoi și la semnarea contractului și mult succes! Spor la treabă! Vă mulțumim, domnule președinte, Consiliului Județean. N-am stabilit prealabil o ordine, suntem spontani, suntem, ca să spun așa, dăm cuvântul... Procedeți la semnătură, că suntem... Ca să fim siguri, vreau să fim siguri. Euro... Să vorbim ce am mai... Da, după aceea... Da. Interesul spitalului primordial. Vă mulțumim mult, Tatăl. Deci, vă spuneam că de fostul președinte al Consiliului Județean, că am un foarte bun prieten al Spitalului Municipal de Urgență Moinești și vă rog să-mi permiteți să-i mulțumesc pe această cale și să-i dau cuvântul domnului europarlamentar Dragoș Melea. Mulțumesc, domnul manager. Văd că nu există neapărat o manșă a acestui eveniment. Am să vă propun, dacă aveți de gând, să-i dați cuvântul domnului deputat Șova să vorbească dânsul, după care să vorbesc și eu. Dacă da, nu, da? Vă rog, domnul deputat. Mă rândați? Da, vă rog. Și nu întâmplător, pentru că... Vă rog. În zona de sănătate chiar are o expertiză care dumneavoastră cred că o recunoașteți. Da, și ca președinte al Consiliului de Administrație. Mulțumesc pentru... Că e bine să vorbim de sănătate aici. Azi vedem că PSD investește în infrastructura de sănătate publică a acestui județ, așa cum o face la nivelul întregii României. PNL, guvernul Orban și cei care îl susțin, deschid porțile privatizării sănătății în cel mai simplu slogan, plătești ca să trăiești. Nu suntem de acord cu acest lucru, nu susținem această direcție de dezvoltare pe care PNL și guvernul Orban au asumat-o și vreau ca toți cei care astăzi află de acest eveniment să știe
că la nivel de județ Bacău, de mulți ani, investim în sănătate, în infrastructura publică. Guvernul Orban trebuie să știe și ministrul Sănătății Costache trebuie să afle de la reprezentantul său, care este în această sală, directorul Direcției de Sănătate Publică, că Guvernul Orban și Ministerul Sănătății sunt datori băcăoanilor cu finanțarea radioterapie 2. Consiliul Județean Bacău construiește buncărul, Guvernul României să dea banii pentru tratarea în sistem public a bolnavilor de cancer. Mulțumim, domnule deputat. Sigur că unii ar putea fi surprinși de faptul că, fiind totuși un moment festiv, trebuie să spunem lucrurile pe nume. Am să continui și eu pe această linie. Dacă domnul deputat Șova a greșit cu ceva, poate fi corectat. Dar eu cred că atunci când asistăm la un moment fericit din viața sănătății județului Bacău, din viața municipiului Măinești, un eveniment generat de Consiliul Județean, practic, și de disponibilitatea majorității din Consiliul Județean de a se asocia cu Spitalul Măinești, e bine să facem apel la obiective de care oamenii au nevoie, pentru că secția de radioterapie este poate nu un obiectiv așa de grandios cum este centura sau cum este aeroportul, obiective pomenite mai înainte, dar este un obiectiv care, din păcate sau din fericire, depinde de unde privești, și a demonstrat utilitatea și actualitatea, tratând și alinând suferință la ceea ce constatăm cu toții și ne-o spune și statistica, și anume că, și poate să mă confirme domnul doctor Coteleț sau nu, cazurile de cancer în România au început să crească cu o viteză alarmantă și nu extindem secția de radioterapie la Spitalul Județean de Urgență ca să mai facem o investiție în sănătate, ci pentru că, efectiv, este nevoie de al doilea accelerator. Repet, cazuistica este în creștere și o să vorbim și mâine la Onești, că și la Onești avem un eveniment de semnarea unor investiții în sănătate, o să vorbim și la mâine și o să vorbim peste tot. Pentru că nu e o secție, radioterapia nu este o secție doar a municipiului Bacău, este la dispoziția întregului județ Bacău și evident că trebuie să afle toți cetățenii județului Bacău, fie din Moinești, fie din Onești, fie din jurul acestor orașe importante ale județului. Am reținut foarte bine ce a spus domnul manager Cotărleț, a zis că este un proiect de suflet al dânsului, spitalul, dacă am reținut eu bine, Spitalul Municipal Măinești. Am să rog să îmi dea și mie o susținere și o semnătură pentru tot un proiect de suflet, dar un proiect vital pentru regiunea Nord-Est, și anume pentru această autostradă A13, pe care vreau să o susținem în mod exclusiv toți băcăoanii, indiferent de culoarea politică, indiferent de simpatii, de antipatii. Dânsul are o credibilitate și o reputație incontestabilă și sigur că poate fi unul din motoarele acestui obiectiv, extrem de important. Și ca să-i spun și părerea mea despre cum merge sănătatea în Moinești, aș ruga întâi să vină și să mă ajute și pe mine cu această semnătură importantă pentru A13, proiect care sunt convins că dacă va fi pus în operă... Vine aici. Domnul președinte, eu am semnat pentru acest lucru. Dacă mai este cazul, mai semnez încă o dată, de problemă, fiindcă este un lucru în care cred. Iar ceea ce ați spus în legătură cu acceleratorul de la Spitalul Județean Bacău, iar este un lucru vital și vă spun acum ca și chirurg, din păcate, dacă acum 10 ani operam un cancer pe săptămână, în momentul ăsta operăm un cancer în fiecare zi. Da? Și chiar v-aș ruga pentru ambele proiecte pe care le-a supus atenției domnul președinte și acesta cu infrastructura,
un lucru deosebit pentru județul nostru și pentru oamenii din județul nostru și mai și pentru această upgradare a secției de radioterapie a Spitalului Județean, mi-am permis și eu să vorbesc în Ministerul Sănătății. Este prima dată când vorbesc în numele altui spital, acum două săptămâni, de față cu secretarul de stat care răspunde de regiunea Nord-Est. Este o investiție vitală, mai ales în condițiile în care infrastructura este deja asigurată. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt convins că această acțiune noastră va stăni probabil zâmbete, va suscita comentarii. Eu aș vrea să genereze cât mai multă susținere, pentru că suntem într-o etapă a acestui proiect pus pe hârtie în decembrie 2018 de Ministrul Transportului Lucian Șova. Suntem într-o etapă de desemnare a câștigătorului licitației pornită anul trecut, de studiu de vizualitate și proiect tehnic. Aici sunteți oameni care lucrați cu bugete, lucrați cu investiții, oameni de mass media, știți ce înseamnă. Este practic penultima, este antecamera înaintea execuției în sine a acestei autostrăzi. Și dacă această autostradă, am observat că nu se bucură de mare susținere la București sau la nivel național, altele se bucură și ar trebui să ne punem întrebări de ce. Măcar Băcăuanii ar trebui să susțină în mod exclusiv acest proiect, cu atât mai mult cu cât suntem într-o etapă matură, nu suntem într-o etapă a acestui proiect. Nu suntem la desene pe hârtie, cum se practică în nordul țării, sau la acțiuni fel de fel de festiviste în capitala Moldovei, unde se propun obiective de vreo 13 ani grandioase, care să unească două orașe, dar nu reușesc să unească două provincii. Și cu toate riscurile ce le incumbă un asemenea demers, noi ca organizație politică v-am spus că ne asumăm a-l împinge în continuare și a-l tracta atât cât putem și sigur că îmi doresc cât mai mulți Băcăuan să susțină acest proiect. Mi-aș dori și sunt convins și senatorul Viorel Ilie și primarul Măineștiului să facă acest lucru și domnul senator Smarandache și consilier local și oameni din Măinești. Noi vom încerca să promovăm cât putem acest proiect astfel încât să avem susținerea necesară pentru a, în momentul în care statul român va ajunge să ia decizia de a finanța traversarea Carpaților, acest lucru să se facă pe traseul Bacău-Brașov. Și de acum încolo, la orice conferință de presă, la orice acțiune mai festivă, mai puțin festivă, pe noi să ne auziți vorbind de acest proiect, pentru că, repet, nu suntem la desene colorate pe hârtie, suntem într-o etapă de maturitate a acestui proiect. Și o să vedeți că în câteva zile se va declara câștigătorul după un an de licitație pentru SF plus PTH. În altă ordine de idei, eu mă bucur. Mă bucur să vin la o acțiune concretă, cum este aceasta. Timpul este inamicul tuturor și, într-un fel, îmi pare rău că n-am putut veni mai des la Măinești, pentru că la Măinești s-a vorbit și mult și prost în ultima perioadă. Eu, ca baron al gunoaielor, așa cum am fost intitulat aici la Măinești, pentru că am îndrăznit alături de primarul Viorel Ilie acum 10 ani să punem pe hârtie un proiect pentru care județul Bacău, pe fonduri europene, un proiect de management integrat al deșeurilor, mi-am luat răsplata în ultimii 2-3 ani în această zonă, fiind catalogat în fel și chip, având fel și fel de interese în zona gunoaielor, vezi, doamne, dar nimeni nefăcând concret ceva în sensul ăsta decât vorbind și lătrând pe Facebook. Așa că dacă tot sunt baronul gunoaielor la Măinești, eu am să, vis-a-vis de ce s-a întâmplat în Măinești în ultimii ani, am să-i fac o sugestie, domnului Cotăleț. Dacă administrația locală în ultimii 3 ani și jumătate nu prea a fost partenerul acestui spital și nu s-a întors cu fața către Spitalul Municipal Măinești, îi sugerez domnului manager Cotăleț să se întoarcă dânsul cu fața către administrație, pentru că eu sunt depozitarul unor experiențe și a unor discuții în ultimii 3 ani în care ruptura între administrația locală măineșteană și Spitalul Municipal Măinești este una evidentă. Ceea ce s-a întâmplat astăzi aici este foarte bine, dar ea se întâmplă
ca datorită Consiliului Județean și va explica domnul Brașoveanu aici despre ce e vorba, dar să nu ne facem că nu a existat o ruptură în ultimii 3 ani și jumătate între spital și primărie. Dacă ne facem, dacă vrem să trecem cu vederea aceste lucruri, puteți să o faceți. Cine vrea. Eu nu vreau, pentru că și așa vin foarte rar, că nu, repet, nu am timpul pe care mi l-aș dori și atunci nu o să ratez nicio ocazie și nu o să precupezez niciun efort să spun ceea ce gândesc și ceea ce cred și ceea ce constat și ceea ce văd cu ochii mei că se întâmplă în foarte multe colțuri ale județului. Toată lumea clamează colaborare, toată lumea clamează susținerea unor proiecte, dar când să trecem la concret, începem să dăm din stânga în dreapta. Și eu știu foarte bine ce s-a întâmplat în ultimii ani pe acest traseu, între primărie și spital. Atât am avut să spun. Vă mulțumesc frumos, vă doresc succes și sper să ne mai vedem cu asemenea ocazie. Mulțumim, domnul parlamentar Dragoș Benea. Fac un apel la colegii mei vis-a-vis de acest proiect. Cred că trebuie susținut și cunoscând după voi, zic eu, îl veți susține și dau în continuare cuvântul domnului senator Viorel Livie. Mulțumesc frumos! Să încep să vă spun că sunt tare bucuros că, iată, după mai mulți ani, preluăm o colaborare care a adus multe beneficii municipiului Moinești. Atunci când sunt lucruri bune de spus, trebuie să le spunem cu voce tare, indiferent de ce parte suntem sau să politizăm foarte mult. Vorbim de proiecte atât la nivelul spitalului Moinești, cât și proiecte de infrastructură în municipiul Moinești, în parteneriat cu Consiliul Județean. Sunt lucruri care se regăsesc astăzi, de care moineștenii și toți cei care au vizitat sau circulă în Moinești le-au văzut. Îi mulțumesc pentru tot ceea ce s-a întâmplat în toți acești ani, mai bine de 10 ani de colaborare, de când am început aici la Spitalul Municipal cu primul proiect de modernizare a unui ambulator din România, care a avut loc aici, la Spitalul Municipal Moinești, și cu celelalte proiecte în parteneriat cu Consiliul Județean. Da, e o bucurie, cred că și pentru cei care au semnat astăzi, mai mare decât poate o simțim noi, pentru că, iată, nu li s-a încheiat mandatul și reușesc și dânsi să semneze, mă refer în primul rând la zona politică, primar, președinte de Consiliul Județean, pentru că n-a fost mandat la Consiliul Județean în ultimile 3, cel puțin, să nu se fi semnat un parteneriat în acest sens. Cât privește proiectul Autostrada 13, domnule europarlamentar, apreciez implicarea dumneavoastră și susținerea pentru acest proiect. Consider că nu există băcăuan sau nu există cetățean din Moldova care să nu susțină un astfel de proiect. Ba mai mult, eu aș spune că nu trebuie să intrăm într-o competiție și să spunem că ăla e rău, ăla e bun. Dom'le, haideți să facem pași concreți în toate proiectele mari de infrastructură. Avem atâta nevoie. Ieri la audierea, ministrului pentru fonduri europene, domnul Boloș, un parlamentar de la Roman, a spus că Moldova nu beneficiază de niciun proiect mare de infrastructură. Și să știți că l-am corectat și am venit în sprijinul domnului ministru cu cele două proiecte mari, da? Varianta de ocolire a municipiului Bacău și aeroportul, dar totodată am și precizat și am și mulțumit celor care au pornit aceste proiecte. Deci să nu ne dăm numai deoparte, ci să arătăm lucrurile bune care se fac și să le apreciem cu toții, indiferent de culoarea politică. Felicitări și să ne invitați și la tăierea panglicii la final. Sigur, Viorel are dreptate. El este un pic mai diplomat decât mine. Dar am să-i amintesc că și în viața administrativă, ca și în viața politică, totul este o competiție. Adică dacă recunoaștem și asumăm, de fapt, că în politică
există competiție, trebuie să, trebuie să stabilim că și în prioritizarea unor obiective mai mari sau mai mici, tot competiție este. Tocmai din acest motiv, poate, în ultimii 12-13 ani, punând pe masă atât de multe proiecte, nu s-a făcut niciunul. Pentru că dacă vom avea, și Viorel știe că eu i-am reproșat, într-un fel sau altul, i-a reproșat această abordare extrem de generalistă și generoasă în același timp, de a susține toate variantele, numai să se facă una. Eu nu sunt de acord cu această abordare și sigur că probabil că nu există niciun băcăuan care să nu susțină, deși eu sunt convins că sunt și băcăuani care nu susțin, pentru că am văzut băcăuani care erau supărați sau cântau prohodul centurii înainte de a se face, sau aeroportului, și când se implementau și se făceau, erau supărați. Deci așa că acest exercițiu logic practicat de Viorel Ilie trebuie într-un fel sau altul demonstrat. Și eu împreună cu colegii de asta am înțeles să asumăm și să pornim acest demers de strângere de semnături. Că și atunci când mergi să candidezi la Senat sau la primărie, tot de niște semnături ești susținut, nu că nu te duci și fundamentezi că, dom'le, cred că sunt de acord toți PSD-știi să candidez eu. Păi nu, trebuie întâi să prezint niște semnături. Așa și aici. Dacă nu o să asumăm exclusiv, eu sper, Viorel, că a înțeles bine acest proiect, noi ne propunem susținerea exclusivă a acestui proiect, să nu mai avem această abordare, le susțin pe toate, numai să se facă. Păi toate au fost susținute până acum și nu s-a făcut nimic. Așa că, măcar noi băcăuanii, că și așa, de acest proiect numai băcăuanii vorbesc și numai organizația a vorbit până acum, ar trebui să strângem cu toții rândurile, pentru că în Moldova nimeni nu susține această variantă, toată lumea este plecată pe fel de fel de acțiuni, mesaje lansate de un ONG care tocmai ce am demonstrat că tocmai ce s-a văzut că s-a transformat în partid politic. Chestia asta nu pune pe nimeni nu ridică nimănui semne de întrebare. Deci am pornit ca un ONG, ne-am transformat în partid politic, dar n-am făcut nimic concret pentru autostradă. Așa că eu sugerez tuturor băcăuanilor, dacă vor să susțină concret acest proiect, să cupleze la această campanie de strângere de semnături și online și pe tabel, pentru că așa vom pune orice guvernare în fața faptului împlinit. Pentru că s-ar putea, într-o variantă fericită, în care nu există contestație la câștigătorul ce urmează a fi desemnat peste o săptămână sau două, și dacă acel câștigător își face treaba, s-ar putea ca în 2 ani, guvernul României, indiferent care este el, să ia decizia traversării Carpaților prin pasul Oituz. Nu văd de ce acest demers trebuie privit pentru că va avea parte de mulți oameni care vor vorbi cu echivoc, pentru că, sigur, venind din partea unei organizații politice, există această discuție că, domnule, se politizează subiectul. Păi da, n-am înțeles. Adică, de ce nu recunoaștem că politica se face din Grecia antică și deciziile bune sau rele se iau în urma unor decizii ale unor oameni politici. Nu vin așa din cer aceste decizii. Repet, bune sau rele. Astăzi, tocmai ce am consfințit, o decizie bună a politicului susținând un proiect în sănătatea județului Bacău și sănătatea Moineștiului. Îmi cunoașteți această abordare ceva mai radicalizată și am hotărât alături de colegii mei să ne implicăm în acest proiect A13 de o manieră extrem de radicală și extrem de pragmatică. Asta este poziția noastră. Poziția celor care au echivoc nu semnează și asta este. Nu e nicio problemă, nu e nicio supărare, dar trebuie să constatăm, nu să facem exercițiu logic, trebuie să constatăm că toți băcăuanii susțin acest proiect. Cu exercițiu logic nu cred că o să ne iasă. Așa că acest... Cel mai ieftin? Bun, susținerea tehnică, văd că... Nu e un capriciu politic. Da, susținerea tehnică, noi tot am vorbit de susținerea tehnică, este cea mai ieftină, cea mai ușor de executat și cea mai prietenoasă cu mediul, în condițiile în care ați văzut ce probleme și acum chiar cât de cât vorbești în cunoștință de cauză, ați văzut că provocarea Uniunii Europene este acest Green Deal, pachetul pe Green Deal, care este o provocare și nu va fi ușor de implementat și
cei mai afectați, cele mai afectate vor fi țările din Estul Europei. Deci se ridică exigențele și criteriile pe mediu și noi nu constatăm că pe Iași, Târgu Mureș, 55% din suprafață sunt arii naturale protejate, iar pe Bacău, Brașov sunt doar 8%. Ați văzut ce întrebări au început să vină și pe centura Bacăului și pe Sibiu-Pitești și vor mai fi, din păcate. Și dacă nu asumăm acest... nu recunoaștem niște lucruri între noi, o să ne trezim peste 20 de ani, domnul Viorel Elie sau cine mai face exerciții logice, cu părul mai cărunt, dar tot fără autostradă. Și ce să vezi? Că acum 10 ani făceam 2 ore jumate până la Brașov, acum facem 4. Dacă prinzi un tir pe la Oituz, te duci peste 4 ore. S-ar putea peste 20 de ani, dacă nu se face nimic, să facem 6 ore până la Brașov. Și suntem într-un moment favorabil, care sigur că acum, dacă iarăși o să politizez eu, care dacă nu o să recunoaștem că cineva a oficializat-o în decembrie 2018 la Ministerul Transportului, cineva care culmea a avut o intervenție decisivă și pe radioterapie, și pe centura Bacăului, și pe aeroport. Da? Dacă a oficializat acest lucru, a făcut un studiu comparativ care i-a încurcat pe toți care susțin alte variante, nu înțeleg de ce noi băcăoanii trebuie să manifestăm echivoc, sigur că nu vor fi valuri ca pe stadion, pentru că o acțiune din aceasta nu pornește ușor, dar eu vă sugerez și vă recomand să urmăriți puțin evoluția acestei campanii a noastre și să nu cumva să ajungeți în situația în care a ajuns președintele PNR Bacău, care s-a trezit ieri seară spunând că reorganizarea poliției locale la Bacău e un proiect al PNL Bacău de vreo 2 ani și l-a furat PSD-ul. Și PSD-ul, ce să vezi, tocmai l-a trecut în Consiliul Local. L-a scris într-o lună, în luna decembrie și luna februarie, după toate barierele birocratice pe care le-a ridicat primăria Bacău, ce să vezi, PSD-ul a reușit să impună proiectul reorganizării, nu desfințării, reorganizării poliției locale după modelul Bolojan de la Oradea. Și domnul președinte de la PNL Bacău s-a trezit acum și-a dat seama că totuși populația urmărește subiectul, e un subiect de interes și populația nu este de partea executivului primăriei pe acest subiect. Și ce au zis? Hai să apărim și noi în această poveste. Ci că au lucrat 2 ani la proiect, când proiectul a fost pe ordinea de zi, s-au abținut inteligent, că asta e o mai nouă metodă să te abții inteligent. Și acum, domnule, stai că PSD-ul a furat proiectul. Așa că fiți mai atenți la cum evoluează aceste lucruri în societate, și ca să nu ajungeți într-o situație în aceasta caragioasă în care a fost pus președintele Paller. Da, cam atât am avut de spus. Dacă cineva mai are să mă întrebe ceva, da, să valorificăm prilejul. De-aia e frumos că suntem diferiți și avem apărări diferite în europarlamentar. Semnează sau nu semnează? Nu, nu semnează. Cine? Eu semnez acum, pe loc. Am spus asta, dar ce nu înțeles? Că n-am înțeles, dar vorbești cu echivoc. N-am înțeles să negăm celelalte proiecte. De ce să nu-i lăsăm și pe cei din Târgu Neamț să viseze la autostradă care trece pe acolo? Mie mi se pare o abordare că iar ne așezăm în tabele și ne luptăm. Nu, susținem. Eu semnez și pentru aia. Am avut chiar pe mașina primăriei, susțin autostrada Moldovei, la vremea respectivă. Acum, da, mulțumesc că o să o lipești pe mașina personală, să știți. Dar, de asta spun, există acest risc pe care de multe ori îl avem și vreau să punctez și eu, da, mi s-a întors cuvântul, să politizăm un proiect care este atât de important. Păi ce să nu politizăm? Pentru că eu cred că un astfel de proiect trebuie să ne așezăm cu toții la masă, să chemăm și UDMR-ul, și PNL-ul, și pe toate partidele, PMP-ul, și să spunem, bă, vreți conferință de presă? Și toți să semneze și să susțină acest proiect. Haideți să o facem, v-am propus asta de acum 3 ani, pe niște proiecte majore. Dacă n-am politizat, atunci am citit analiza multicriterială, și am aplicat o de 2 zile. Eu am fost partener din 2008, cel puțin PC, PSD, ALDE, USL și altele. N-am participat niciodată la o conferință de presă a PSD. Ca astăzi, dar uite că particip așa. Viorel stă prea mult la masă rotundă și de-aia. El numai mai mese rotunde visează, dar uite că nu se întâmplă. De ce onorat să se întâmplă? Aceasta e dreptunghiulară, e un avantaj pentru spitalul principal de orice să Moinești. Și sunt sigur că acest proiect va avea o susținere din partea tuturor băcăoanilor.
fiindcă suntem totuși la semnarea unui document. Dacă sănătate. Să avem sănătate ca să putem să conducem pe această autostradă și dau cuvântul domnului primar al municipiului Moenel Valiu. Mulțumesc, domnule. Da, un moment fericit, așa cum spunea și domnul europarlamentar, un moment fericit pentru municipiul Moineș, dar și pentru județul Bacău, pentru că astăzi, iată, suntem din nou la aceeași masă, indiferent de culoarea politică, pentru a construi ceva în interesul cetățenilor. Atât cei din Moineș, cei din județul Bacău, și nu este un secret că pragul acestui spital este călcat de pacienți din celelalte județe, limitrofe și nu numai, venind aici cu drag, ducând mai departe mesajul că aici se efectuează un act medical de calitate, există un grad de confort sporit superior față de alte spitale din țară. Acest lucru va fi concretizat mai exact și prin aplicarea acelui program de conformitate care este în termen acum. Aceste proiecte care se derulează acum în cadrul Spitalului Municipal de Urgență fac parte din acest plan de conformitate. Și sper ca și celelalte proiecte care vor urma pentru a ne conforma să beneficieze de sprijinul Consiliului Județean, de a Guvernului și acolo unde este cazul și se deschid axe de finanțare să putem accesa și fonduri europene. Iată, spuneam că municipiul Moineș este într-o reală dezvoltare în ultima perioadă. 31 de milioane de euro sunt acum semnate prin contracte cu Ministerul Dezvoltării cu bani de la Uniunea Europeană, prin PNDL de la Guvernul României și din bugetul local. Pentru prima dată, municipiul Moineș are un buget de dezvoltare de 43%. Nu este puțin, este mai mult, dar sperăm că la anul, când proiectele pe mobilitate urbană, pe infrastructură rutieră vor veni, procentul pentru dezvoltarea municipiului Moineș să depășească 70%. Iată că și la spital, în ultimii ani, nu, așa cum spuneați că 3 ani și jumătate nu s-a colaborat, s-au semnat proiecte în valoare de 4 milioane și jumătate de euro, toate aprobate cu votul Consiliului Local. Și menționez aici ambulatorul de specialitate care va fi dotat cu 57 de aparate, bani ce vor veni de la Uniunea Europeană, procedurile sunt în curs acum și în anul 2020 va fi dotat spitalul cu aceste aparate. Ce e aplicat? Spitalul, nu? Consiliul Local. Și spitalul, bineînțeles, partener. De altfel, echipa de implementare este compusă din aparatul de lucru atât al Consiliului Local al primarului, cât și al spitalului. Există o colaborare bună între cele două părți și iată că beneficiază de finanțare. De asemenea, de la CNI este o finanțare pentru extinderea unității de primire urgențe, de fapt a clădirii spitalului, la care primăria acum efectuează lucrările de relocare a utilităților pentru a da terenul liber de sarcini până pe data de 9 martie, urmând ca constructorul să vină, ca și constructorul să și preia atribuțiile să realizeze acest proiect. Și cel de-al treilea proiect, scapă acum, este și al treilea. Deci fondul european de CNI și... Extindere complex materno-infantil. Și acela a trecut de Consiliul Local. O să-mi amintesc imediat care este altă idea. Mai este unul. Dar pe urmă, facem un spectacol. Sigur, pe fonduri europene, dacă sunt la dispoziția porului, e normal să absorbiți. Da, sunt localități care nu au pliat. Municipiul Moineș este localitatea care a acceptat pe orice axă a apărut spre finanțare. Acesta este un lucru bun și cei 31 de milioane de euro nu sunt întâmplător astăzi în derulare. Cred că din localitățile urbane, ca să nu spun de cele rurale, are cel mai mare fond de dezvoltare cu banii europeni. Se poate verifica acest lucru. E o muncă a aparatului de lucru al primarului și aceasta și, bineînțeles, faptul că s-au deschis aceste axe de finanțare și putem plia pe ele. Toate sunt în interesul cetățenilor, asta vreau să menționez în primul rând. Nu muncim individual pentru persoană sau pentru partid. Noi muncim pentru cetățeni. Acest lucru se cunoaște în municipiul Moineș și cred că asta apreciază și cetățenii. Faptul că astăzi suntem la aceeași masă și facem un lucru bun. De aceea vreau să mulțumesc Consiliul Județean dumneavoastră celor astăzi prezenți aici, pentru că fără sprijinul tuturor celor de la această masă, nu s-ar fi putut realiza acest proiect. Mai mult decât atât, vreau să vă rog să aveți în intenție și anii următori pentru a încheia astfel de parteneriate în municipiul Moineș, atât în sănătate, cât se poate și în învățământ și în alte domenii de activitate pe care
de care cetățenii au nevoie. Urez succes, domnului manager. Nu este un secret că mare parte din ceea ce se întâmplă astăzi îi aparține. Este necesar să-i aparțină acest lucru atâta timp cât ocupă funcția de manager al spitalului și fiecare în domeniul lui trebuie să facă ceva, de aceea și-a ales să facă acest lucru. Îl felicit, sper la o colaborare în continuare, să ducem la îndeplinire cele trei proiecte, o să spun și pe al treilea imediat, pentru că, v-am zis, nu face altceva decât să ajute cetățenii municipiului Moinești, dezvoltăm turismul medical, cel de care toată lumea spune, dar nu toți l-au la nivelul pe care l-are municipiul Moinești. Felicitări, domnule doctor! Mulțumesc, domnule președinte al Consiliului Județean. Încă, domnul doctor, îmi cer scuze că n-am citit eu bine, n-am fost atent când am citit adresa trimisă de noastră la Consiliul Județean, prin care fundamentați necesitatea trecerii spitalului municipal la Consiliul Județean. Asta este, na, ce să fac? Nu știu eu să citesc. Da. Eu, nu? Așa e, așa e. Deci așa e, ați confirmat că nu știu eu să citesc. Nu. Mai cu atenție, da. Haideți să le spun eu la oameni cum se fundamenta acea adresă. Ca urmare a proastei colaborări cu primăria din Moinești, am vrea ca Spitalul Municipal Moinești să treacă la Consiliul Județean. Ce e așa greu de... Da. Ce e așa mult de înțeles? Astea sunt adevărul. Consiliul Județean probabil are bari mai mulți. Asta e adevărul și oamenii trebuie să știe, indiferent că suntem la conferință de presă PSD sau ne-PSD. Deci nu contează. Văd că, virgulă, colegii mei, mai ales șeful de secție de chirurgie și la ATIM, vă dau dreptate, domnule europarlamentar, dar să fim într-un ton optimist. Este, efectiv, astăzi sunt fericit și de puține ori am declarat lucrul acesta. Sunt sigur, dacă am reușit să semnăm acest parteneriat față de care unii aveau rezerve mari de tot la inițial, în mod cert, la sfârșitul anului, cu buna intenția tuturor manifestată astăzi față de Spitalul Municipal de Urgență Moinești, vom finaliza acest proiect pentru un act medical de bună calitate. Mulțumesc tuturor și să aveți o zi frumoasă cum am eu. Domnul primar face o surpriză frumoasă. Da, vreau și acea etichetă să lipesc pe mașina mea personală și pe cea primăriei chiar, pentru că de această autostradă, bineînțeles, Moineștiul a beneficiat în mod deosebit. Mulțumim și pentru lucrările de la aeroport. Moineștenii sunt la 50 de kilometre. Orice investitor vine în municipiul Moinești, prima dată întreabă unde este aeroportul. Când îi spui că e low cost și este la distanță de 50 de kilometri, următoarea întrebare pe care o adresează este autostrada. Nu e nici autostradă, mai trecem pe aici. Mai trec pe aici, nu știu, probabil acum când aeroportul și autostrada vor lua contur. Vreau să semnați că ați spus asta. Vis-a-vis de ce o să spun că eu n-am Facebook, să știți? Iar astăzi... Nici pe doar la Comănești n-are Facebook. Iar astăzi... Eu nu știu cum îl cheamă pe la care are. Astăzi, municipiul Moinești, datorită faptului că a susținut plata pe cantitate, domnul președinte poate confirma aici, nu are nicio datorie și orașul este curat și activitatea mea. După ce m-ați dat pe mine pe răzătoare vreo 2 ani. Da. Dar esențial este că n-avem datorii și merge treaba. Asta pe mine pe răzătoare și acum toți... Vă rog, dacă dați mai medie, aveți o întrebare. Toată piața independenței. Vă rog să o puneți și mulțumesc dumneavoastră. Ca de obicei, ați fost... Domnul doctor, recunoașteți că ați avut cea mai tonică în conferință de presă. Vă rog, dacă aveți cumva sau rămâne... Cine mai semnează, primește și etichetă. Domnul viceprimar, e aici de mine care nu vreau să semnează. Comunești? 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 Comunești?